În urma accidentului petrecut în după-amiaza zilei de vineri, 20 august, în care o mașină a intrat într-un stâlp de pe strada Grigore Alexandrescu, stâlpul a fost rupt. În seara aceleiași zile, o echipă de intervenție însărcinată pentru schimbarea stâlpului a sosit la fața locului pentru înlocuirea acestuia. Rețelele de fibră optică ce asigură semnal local și tranzitau zona erau susținute și pe acest stâlp, fiind în perfectă stare de funcționare până în momentul în care echipa s-a apucat de înlocuirea stâlpului. Fără să anunțe furnizorii de servicii de telecomunicații, lucrătorii care au schimbat stâlpul au tăiat fibrele optice lăsând fără servicii de internet și cablu TV mai multe gospodării, printre care și abonații noștri de pe strada Grigore Alexandrescu. Nu este prima dată când Dorel distruge fibrele optice ale operatorilor pentru a executa o banală înlocuire a unui stâlp. În mod normal, înainte de înlocuirea unui stâlp, sunt anunțate toate societățile ce coexistă cu rețele pe stâlpul respectiv, dar neglijența și nepăsarea acestor executanți creează disconfort atât în rândul firmelor de telecomunicații, cât și în rândul abonaților. Tehnicienii societății noastre de telecomunicații au intervenit rapid pentru remedierea situației. Pe această cale ne cerem scuze pentru disconfortul creat, independent de voința noastră.